Da, bună ziua tuturor! Mulțumim cerul care ne privesc. Mă numesc Ion Drăniceru, sunt președintele Asociației Moldovenești de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase. Trec la subiect. Astăzi am organizat o conferință de presă care ușor poate fi intitulat Procurorul Căruceru și acțiunile, inclusiv inacțiunile care acesta le desfășoară în baza așa numitului dosar metal feros. Deci acest așa numit procuror nu face nimic altceva decât să înainteze învinuiri nefondate unor persoane vădit nevinovate, în loc să investigheze cazul concret, cinstit și cu bună credință. Noi, de fapt, am încercat de mai multe ori să ajungem la o audiență cu fostul procuror general Alexandru Stoianoglu pentru a elucida și a explica, pentru a arăta acele fără de legi comisie vehemente în dosarul metal feros. Deci pe data de 15 martie și inclusiv pe data de 19 martie noi am registrat la Procuratura Generală o solicitare, două de fapt, una sub numărul 989 și una sub numărul 1051, prin care am, după cum am spus, am solicitat audiență la domnul Stoianoglu. Deci, din start, vreau să punctez că această presconferință nu este organizată pentru a-l dezonora pe fost procuror general. Nu este organizată împotriva acestuia și nu are nicio tentă politică, ori cu atac la persoană. Noi, simplu, vom constata faptele avute loc. Deci, astăzi, când s-a schimbat și conducerea țării, și se vorbește despre o reformă în justiție, da, despre evaluarea procurorilor, judecătorilor, noi considerăm și suntem ferm convinși că fruntaș sau unul din primii care urmează a fi evaluat, inclusiv toate dosarele pe care acesta le are în gestiune, este acest procuror Căruceru. După cum am spus, solicitările de audiență la domnul fost procuror general au rămas fără răspuns. Deci noi nici măcar la nivel de asociație nu am fost invitați, dumnealui nici nu s-a interesat despre ce dorim noi să-i povestim. Deși prin scrisoare din 19 martie 2021 noi am indicat exact subiectul care urmează a fi abordat la acea întâlnire și ramura sau acțiunile ilegale pe care le comit procurorii de caz. Să înțelegem noi că dumnealui cu adevărat nu a lăsat scrisorile noastre fără răspuns sau deci dumnealui a sesizat procuror de caz, cred eu că l-a invitat la el în cabinet, a întrebat despre acțiunile exacte pe care noi le-am spus, da, și normal că acest Căruceru i-a explicat dumnealui că toate acțiunile țin de dosar, sunt legale și dumnealui nu exercită nicio presiune asupra mediului de afaceri din segmentul metalelor uzate din Republica Moldova. Și ca efect, considerăm noi, deci noi pe data de 19 martie înregistrăm solicitarea de audiență, pe data de 21 august 2020, fără a da curs solicitărilor noastre, fost procuror general organizează un briefing unde a susținut vehemente toate cele imputate asociațiilor noastre
Deci asta este pentru noi. Este absolut clar de unde sau cum a dobândit dumnealui acea informație, fiindcă cele spuse la acel briefing coincid exact în cifre și în formulări cu formulările din așa numitele ordonanțe de punere sub învinuire pe dosar metal feros, alcătuite, că altfel nu le pot numi, de către procurorul Căruceru. Cu alte cuvinte, noi, membrii asociației, ne exprimăm nedumerirea în raport cu poziția ocupată de procuratoră și cu cea nouă și cu cea veche, ce ține de situația piața metalelor feroase și neferoase. Zilnic, pe segmentul nostru, și urmează să accentuez că nu pe tot segmentul, pe segmentul de care îl deținem noi de circa 90% din această piață a metalelor feroase și neferoase, sunt exercitate lovituri directe și presiuni, inclusiv prin segmentul bancar. Nu ne se permite să deschidem conturi, să închid alte conturi, etc. Deci procuratura sau procurorul Căruceru, în loc să investigheze obiectiv acest dosar de rezonanță, a declanșat o campanie de denigrare și intimidare a majorităților agenților economici de pe acest segment. Deci este dusă în eroare opinia publică, suntem atașați sau alipiți la așa numitul grup criminal condus de către Vladimir Plahotniuc. Noi cunoaștem foarte bine că în această țară, dacă dorești să faci sau să deschizi un dosar sau de rezonanță, obligatoriu urmează a fi indicat și numele și familia lui Plahotniuc și mai nou și a lui Andronache. Deci, fără a prezenta careva probe exacte, noi suntem învinuiți de complicitate cu, inclusiv cu aceste persoane. Astăzi, noi avem toate motivele să presupunem că scopul real urmărit de către procurorul Căruceru cu complicii săi, unul dintre ei fiind așa numitul martor principal Valentin Iașanu, care este administrator și fondator a companiei Sofilarex, da? Această persoană care a dat sau a depus mărturii în acest dosar penal, mărturii necontrolate sau neverificate din punct de vedere juridic, faptic și economic de către acest procuror Căruceru, acest Valentin Iașanu care apare la toate televiziunile și la toate posturile de radio și povestește niște, să spunem, popor, niște gogoașe și caută nod în papură, acolo nu există, care dorește să pună mâna pe această afacere și de aia noi considerăm, suntem convinși că acești doi, Iașanu și Căruceru, sunt complici pe acest dosar penal. Deci, recent, începând cu data de 15 noiembrie și 19 noiembrie, acest procuror Căruceru a început să citeze repetat așa numiții învinuiți pe dosarul metal feros. Deci unde îi se pune spre cunoștință ordonanța de modificare a învinuirii. Să înțelegem că din această ordonanță cu privire la punerea sub învinuire reiese că Vladimir Plahotniuc, începând din anul 2009, a format un grup criminal cu scopul de a însuși bani de la compania de stat Metal Feros, instaurând oameni controlați în funcțiile cheie. Deci, tot din ordonanța procurorului Căruceru, reiese că Vladimir Plahotniuc a organizat monopolii
economice folosindu-se de hotărârea guvernului 1284 din 2002, cu scopul îmbogățirii în proporții deosebit de mari. Deci, procurorul Căruceru susține că Vladimir Plahotniuc în anul 2009 a decis să fondeze organizații criminale și că aceasta este creierul monopolului instaurat piața metalelor, chiar dacă monopolul în sine a fost instaurat prin hotărârea guvernului din 2002. Deci cu 7 ani înainte, ca după concluziile lui Căruceru, Vladimir Plahotniuc se decide, da? Și când a decis dumnealui să preia sau să însucească bani de la Metal Feroz, dumnealui formează un grup criminal, da? Unde apar sau unde în care îi cheamă sau îi invită sau îi obligă să participe toți cei care sunt membri asociației noastre. Deci, să fie clar că concluziile acestui procuror Căruceru, de fapt, în acest dosar sunt foarte multe lacune, noi nu o să divulgăm toate, că nu o să-l ajutăm pe dumnealui să facă lucru, da? Deci, aceste concluzii lui Căruceru apar din declarațiile martorilor. Deci, cine sunt acești martori? Acești martori sunt circa 40-50 de oameni simpli, oameni de la sat, care unica soluție de a supraviețui și de a câștiga un ban este colectarea deșeurilor. Da? În toată lumea această abordare este binevenită, sunt emise legi speciale în favorul celor ce colectează deșeuri. Da? Deci aceste oameni simple, să înțelegeți, au primit citații de la organele de urmărire penale, au fost chemați în cabinetele ofițerilor de urmărire penale, au fost chemați pentru audieri și dacă ei refuzau să fie sau să se prezinte în cabinetul ofițerilor de urmărire penale, erau somați că vor fi aduși silit sau obligați să achite impozite la stat pentru metalele pe care ei le livrau nou. Deși activitatea dumnealor nu este impozabilă, nu este impozabilă conform legii. Despre aceste abuzuri, noi am încercat să-l notificăm sau să le aducem la cunoștința fostului procuror general Alexandru Stoianoglu prin scrisorile din 15 și 19 martie. Da? Iarăși, vreau să constat și să fiu cât mai înțeles că toată acuzarea acestui procuror este întemeiată pe declarațiile așa numitului martor principal Valentin Iașanu și pe declarațiile oamenilor simpli persecutați, puși sub presiune și intimidați în cabinetele ofițeri de urmări penale. Deci lor li se spunea exact. Se întreba, la început îi întrebau cu ce preț ei aduceau metal către companiile noastre și după aia îi se spunea că dacă nu declară alt preț, vor fi persecutați, intimidați, vor fi obligați să achite impozite, vor fi controlați, verificați, etc., etc., cum se face la noi în țară foarte des. Deci eu nu deschid o filă nouă a justiției din Republica Moldova. Deci, după cum am spus, despre aceste abuzuri noi am vrut să sesizăm Procuratura Generală în frunte cu fostul procuror Stoianoglu. Deci, conform constatărilor acestui procuror Căruceru, procuror de caz, da, din declarațiile martorilor care v-am spus că au fost intimidați, nouă ni se incriminează că în 2018 procura metale uzate la preț de 131,53 dolari SUA. Iar în actele de achiziții
indicam suma de 292 între 12 dolari SUA, da? Iar diferența de bani o însușeam și diferența aceasta de 160 dolari o însuceam și o transmiteam firmelor controlate de către Vladimir Plahotniuc, direct lui sau prin persoane interpuse. Deci, să înțelegem că noi avem acte de achiziții semnate sub semnătura acestor persoane care au adus și au livrat acest medal uzat. În baza acestor acte de achiziții, noi ridicam banii numerari de la banc pentru a achita oamenii, da? Iar procurorul nu atrage atenția că există semnătură, că există acte de achiziții, că există acte contabile, da? Își întemeiază acuzațiile în baza unor declarații date de persoanele care au semnat pe acele acte de achiziții, unde suma de procurare era de 292 de lei. Deci, noi, cei din afacerea metalilor, efectiv nu ținem minte care era prețul exact la achiziții pentru metalele uzate în 2018 și mai cu seamă în 2009. Acest preț diferenția de zi cu zi, era într-o zi mai mare, în altul mai mic. Deci era un preț absolut flotant. De unde aceste persoane, acești oameni puteau ține minte exact cu cât au vândut metal către firmele noastre în 2009 sau 2018, nu este clar. Deci noi personal aflăm aceste prețuri prin ridicarea actelor contabile. Este clar că acești oameni au fost pur și simplu intimidați și au fost speriați. E foarte important să comunicăm că Vladimir Plahotniuc a decis organizarea grupului criminal în 2009. Așa constată procurorul Căruceru. Noi afacerea o deținem din 2000 sau chiar mai devreme. Deci, această afacere a fost fondată de oamenii care astăzi sunt învinuiți în dosarul metal feros, inclusiv acel Valentin Eșanu, martorul principal. El tot este unul din primii piață, care nu știu cum astăzi nu are calitate nici de învinuit, nici de bănuit. Deci întreprinderea dumnealui activează, deschide platforme de colectare pe traseu național la Hâncești, unde sunt tamponate persoane și mor oamenii la el pe bază. Deci toate punctele noastre de colectare sunt aflate în afara traseelor, în afara privirii oamenilor, fiindcă sunt deșeuri și noi încercăm să nu înrăutățim imaginea orașului capitale. Deci, iarăși același Valentin Eșanu, toate le are drept trasee, unde oamenii care vin turiști la noi în țară se bucur de priveliște, de priveliște de traseele noastre, în fine. Deci, să ne explice nou cineva dacă această afacere este prosperă pe tot parcursul activității. Deci, cu adevărat, este o afacere prosperă. Care este sensul și interesul nostru să ne aliniem într-un grup criminal și să fim controlați de cineva? Dacă iarăși Căruceru declară că Plahotniuc a decis să fondeze grup criminal în 2009 și ne-a tras pe noi în acest grup criminal, afacerea fiind deschisă încă din anii 2000, care ar fi sensul? Eu nu cred că cineva o să aibă răspuns la această întrebare. Dacă cineva a furat ceva, atunci să răspundă cel ce a furat și nu oameni nevinovați. Deci, noi nu suntem avocații sau procurorii altcuiva pe acest dosar. Noi discutăm, să fie clar, din numele, sau eu vorbesc astăzi, din numele colectorilor și reciclatorilor de metale uzate din Republica Moldova. Deci procurorul Căruceru
În ordonanța de punere sub învinuire declară că, încă o dată, noi am procurat metale cu $130, de fapt am indicat în actele de achiziție cu $290, diferența eu dădeam lui Plohotniuc, iar compania de stat Metal Feroz, fiind prejudiciată, nici nu vreau să spun sumele aceștia, de sute și sute de milioane de euro. Să ne explice cineva din economie, vreun jurist, cineva, oricine, cu ce a fost prejudiciat compania Metal Feroz în cazul în care noi ridicăm bani de pe conturile noastre. Nu de pe conturile Metal Feroz, nu de la compania de stat Metal Feroz. Deci noi colectăm metale, le livrăm companiei de stat Metal Feroz. Compania Metal Feroz transfera banii pe conturile noastre și noi, din spusele procurorului Cărucieru, falsificam actele de achiziție și ridicam, deci nu declaram suma exactă de procurare. Cu ce noi am prejudiciat compania Metal Feroz în caz dat? Cel mult din concluziile care dumnealui le face ar putea fi un fals în act de achiziție, nu știu, evaziune fiscală. Nu, acesta ne strânge pe toți, ne numește un grup criminal, am prejudiciat statul, am furat milioane, mai dă niște nume sonore de la noi, din politică. Deci, asta este logica procurorului Cărucieru. Nu este clar de ce nimeni nu vorbește și nimeni nu atrage atenția la acel fapt că noi, căpușile și bandiții din țara aceasta care am furat milioane de lei de la stat și de la compania de stat Metal Feroz, noi am fondat circa 600 de locuri de muncă. Noi achităm milioane la bugetul de stat. Noi am adus profit real companiei de stat Metal Feroz. Deci compania de stat Metal Feroz are profitul sau a avut profitul care l-a avut mulțumită livrărilor. Încă o dată accentuez că noi deținem circa 90% din piața Metal Feroz și Neferoz din Moldova. Deci noi le livram, fiindcă exista și hotărârea guvernului, unde altcineva nu avea drept să exporte metale. Noi tot fiind obligați să livrăm metale la Metal Feroz. Și Metal Feroz de aia avea așa profit. Da? De ce nu se vorbește despre aceasta? Dacă noi suntem firme căpușe, așa cum a preluat și, din păcate, fost procuror general Stoianoglu, din vorbile lui acest Ieșanu, dacă noi suntem firme căpușe, atunci să ne explici cineva de ce astăzi compania de stat Metal Feroz este în pragul falimentului. Astăzi când noi nu mai livrăm marfă către ei. Deci, aceste firme căpușe, da, aduceau profit și achitau impozite. Din impozitele noastre, acest cărucieru inclusiv, îi se achită salariul. Ca el astăzi să ne învinuiască pe noi și toți oamenii noștri în anul precedent, fiind arestați 12 persoane, fiind puși sub acuzare, fără probe absolut, fără temei legal, fără să fie audiați. Niciun martor din partea noastră nu a fost audiat. Noi am scris sesizări, nenumărate sesizări am scris și la procuror general. Noi am scris recent și la Banca Națională a Moldovei. Noi acum am registrat și o cerere către domn procuror Robu. Noi nu suntem invitați nicăieri. Acest complice, Ieșanu, care apare în toate emisiunile televizate, vorbește și ne numește căpuși, bandiți, niciodată nu s-a cerut o replică din partea noastră. Niciodată din nicio televiziune n-am fost contactați, măcar să ne întrebe sau să ne spui, băi, de ce ați furat? Că noi să încercăm să explicăm că de fapt noi nu am furat. Că de fapt pe spatele nostru
a supraviețuit până acum compania de stat Metal Feroz. Cine a furat de la Metal Feroz, prindeți-i și arestați-i pe el. Lăsați-ne pe noi în pace. Deci, atrageți atenție ce scrie acest procuror Căruceru în ordonanțele de învinuire. Dumnealui spune așa că banii, diferența de bani, da, a fost transmis și eu acum citesc din ordonanță. Persoanelor care conduc grupul criminal în loc și timp neidentificat. Deci, acesta nici, nu are nicio probă, fiindcă ele nu există, pur și simplu nu există. Să demonstreze el legătura noastră cu Plahotniuc sau că noi am transmis bani cuiva. Deci, un procuror de caz pe așa un dosar de rezonanță, că noi considerăm că anume din motivul ăsta dumnealui aruncă probe sau Ieșanu are probe sau documente din dosar pe care le dă în presă, da? Fiindcă probatorul dumnealui este zero. Nu are nicio probă și el indică exact în loc și timp neidentificat au fost transmiși bani. Cum atunci tu o să demonstrezi? Sau de unde ai luat așa o concluzie că banii în genere au fost transmiși? Deci, toată investigația acestui procuror Căruceru constă în faptul că dumnealui a mers la compania de stat Metal Feroz, a ridicat contractele semnate între Metal Feroz și agenții economici și acei agenții economici care dețineau contracte cu compania de stat Metal Feroz automat au fost strânși într-un grup criminal, au fost, i s-a pus titlul sunt bandiți, da? Și că sunt favorizați de către conducerea Metal Feroz. Deci, încă o dată, nu s-a luat în calcul deloc aceste întreprinderi a noastră activează încă din anul 2000, înainte, încă mult mai înainte de a fi instaurat monopolul sau de a apărea Vladimir Plahotniuc. Cu așa succes, orice procuror poate face un control la oricare din agenții economici, spunem, la o rețea de magazin de supermarket, da, care are sumedenie, sute de contracte cu acele persoane care le livrează marfă. Se le numească grup criminal, se atribuie un articol din cod penal, pe acel director a magazinului sau a rețelei de magazin să-l numească organizator, și să-i tragă la răspundere, să cheme acele persoane simple, acel oameni de la sat care au crescut roșiile, castraveți și le-au vândut în acel, să-i cheme să dea mărturii. Cu cât ați vândut voi roșiile? Cu cât ați dat castraveți? Deci, noi stăm la un nonsens absolut, faptic și juridic. Poziția acestui procuror Căruceru are un caracter imperativ. Mi se face impresia că cele declarate de el au o calitate de axiomă. Noi considerăm că este absolut nepermis ca un organ de urmărire penală să intervină cu asemenea concluzii sau cu aruncarea în presă a informației din dosar, inclusiv prin complicii săi. Noi, este clar deja prin discursul meu de astăzi, considerăm că declarațiile sau acțiunile acestui procuror sunt absolut neprofesioniste, au un caracter populist și au o intenție clar de a influența opinia publică. Deci, închipuiți-vă că acum dosarul este finalizat, da? Și acest procuror transmite dosarul în judecat. Cum vor judeca judecătorii acest dosar? Există riscul real ca magistrații care vor examina acest dosar să fie puși sub o presiune enormă, deoarece este un caz cu rezonanță. Deci, nu cred eu că va exista vreun magistrat în Republica Moldova care va putea trece peste această presiune și va examina dosarul cinstit conform probelor, în ghilimele luând, din dosar.
Deci, vrem să reamintim că procuror general Stoianoglu, la briefingul din 28 februarie, a atacat dur acțiunile subalternilor săi. Noi chiar i-am scris în acest sens o sesizare și noi ne-am bucurat. Am intuit și credeam că dumnealui cu adevărat a luat sub aripa sa și a început să stopeze toate acțiunile abuzive a subalternilor săi. Deci el a atacat dur acțiunile, nu în privința noastră, în privința colectorilor de nuci. A solicitat tranșant stoparea tuturor acțiunilor abuzive și denigratoare asupra acestui segment. Deci, în privința noastră, a fost aplicată identic, 100%, aceeași schemă ca și în privința colectorilor de nuci. Dimpotrivă, deoarece considerăm noi că puțini cunosc despre problema colectorilor de nuci, domnul fost procuror general i-a susținut, a pus capăt acestor acțiuni abuzive, ce ține de noi, nu s-a întreprins nimic. Iarăși consider și sunt nevoit să accentuez că această presconferință cu adevărat nu este organizată împotriva fostului procuror general. Puteți să o numiți împotriva acțiunilor procurorului de caz Robu. Cel puțin prin procuratură sau prin segmentul justiției din Moldova se vehiculează că acest Vladislav Cărucieru este un om al sistemului. După cum am menționat, în gestiunea sa se află mai multe dosare de rezonanță. Deci puteți verifica singur ce dosare are acesta în gestiune. Cărucieru fiind unul din procurorii din credere și fiind controlat de Ruslan Popov, fost șef interimar a Procuraturii Generale, astăzi reținut. Ca concluzie, regretăm acest comportament anormal al procurorului Cărucieru. Repetat facem apel să fie încetate toate acțiunile abuzive în raport cu membrii noștri și iarăși în paranteză în raport cu celor de pe piața metalului din Republica Moldova, colectorii și reciclatorii. Solicităm să avem o întrevedere cu nou procuror interimar Dumitru Robu, noi la data de sau pe data de 22 noiembrie, dacă se vede, am înregistrat sub numărul 4094 solicitare de audiență cu dumnealui. Deci, dacă acestea sunt solicitările de audiență la Stoianoglu, una pe 15 martie și alta pe 19 martie. Da? Astăzi noi vom înainta procurorul șef a Direcției Urmăriri Penală și Criminalistică a Procuraturii Generale Adrian Mircoș, cere prind retragerea cauzei penale numărul 201-99-28-028, în care sunt indicate un șir de încălcări comis de grup de procurori ce investigează acest dosar, inclusiv toate cererile noastre de numirea unei expertizi contabile, toate au fost respinse. Și după cum am spus, în concluzie, solicităm domnului procuror interimar general de astăzi, vă rugăm, chemați-ne la audiență, avem ce vă povesti. Solicităm să fie investigate acțiunile procurorului Cărucieru pe dosarul Metal Feros. Solicităm să fie numit un nou procuror pe cazul Metal Feros, un procuror necontrolat de nimeni, independent și care dorește să facă dreptate și lumină în acest caz de rezonanță, prin atragerea la răspundere penală adevăraților bandiți. Deci, încă o dată reiterăm opinii publice, nu încercăm să influențăm ancheta. Dorim doar un procuror ierarhic superior să verifice legal acțiunile procurorului Cărucieru. Prin aceasta am încheiat discursul. Vă mulțumesc!
tuturor pentru audiență. Este?